Fostul politician Gheorghe Pecingină blamează comunicatul de presă în care șeful pandurilor, Narcis Răducan, se laudă că a salvat echipa de la retrogradare. Pecingină îi transmite lui Răducan că nu s-a implicat absolut deloc în promovarea jucătorilor din echipa a doua în prima echipă. Ion Călinoiu și Florin Cârciumaru, din punctul meu de vedere, pot fi acuzați de genocid sportiv. De ce spun acest lucru? Împreună cu Narcis Răducan, bineînțeles, pentru că el este actualul manager al clubului Pandurii Târgu Jiu. Toată lumea vorbește despre ce se întâmplă la prima echipă, ce bine stăm în clasament, cum s-a salvat în extremis de la retrogradare prin aducerea acestei conduceri administrative și tehnice la Clubul Pandurii. Dar uite un lucru, Clubul Pandurii înseamnă și echipele, și centrul de copii și juniori și echipa a doua. Ori despre aceste lucruri nu se mai vorbește deloc. Avocatul Pecingină l-a învinuit pe primarul Florin Cârciumaru și pentru faptul că juniorii de la Pandurii au rămas fără terenuri de antrenament din cauza lucrărilor de modernizare care se fac la stadionul municipal. Noua echipă care a venit, Salvatoare, așa cum o numește Narcis Răducan, au îngropat centrul de copii și juniori, împreună cu Florin Cârciumaru, repet, și Ion Călinoiu, au îngropat centrul de copii și juniori și au omorât orice speranță acestor tineri de a mai accede în Liga 1. Nu există niciun jucător format de Pandurii Târgu Jiu care să joace în momentul de față în Liga 1. Mai puțin o singură excepție, Pițian, dar a fost promovat deja de pe vremea lui Pustai și era o altă conducere și tehnică și administrativă. Clubul Pandurii este de câteva zile subiect de polemică și între fostul președinte Marin Condescu și șeful județului Ion Călinoiu.